Bună, sunt Oana Oiorean, și am să vă citesc o povestire intitulată Marlena, care face parte din ciclul Amintiri din Bonaire, Bonaire fiind cartierul în care locuiesc. Nu mai știe de la ce a început să-și chiopăteze. Nu-și amintește să se fi lovit, nici să fi căzut și piciorul nu-l doare. N-are niciun motiv să-și chiopăteze, dar o face, uneori mai accentuat, alteori aproape imperceptibil. De obicei își dă seama doar după ce s-a îndepărtat binișor de casă, pe la colțul străzii, pe lângă casa în care ieri a înflorit în sfârșit singura magnolie din cartier. E târzie primăvara anul ăsta, în rând cu bătrânețile lui. Când a început să bea, știe bine. Era după masa în care a văzut-o pe Marlena grăbindu-se la autobuz și s-a bucurat tare că poate opri hodorogeala de mașină ca să o ducă el în oraș. Își împărțeau casa de ceva vreme, dar încă nu se chiar împrieteniseră. Îi adusese împreună sărăcia, în periferia marelui oraș. Ea știa unde să meargă ca să găsească sticle pe care apoi îl trimitea pe el să le ducă la magazin să ia garanția. Avea încredere în el, de aia îi plăcea de ea, că nu o să o fure la centim. În rest nu se prea întâlneau. Ea lucra ziua, nu știa el prea bine ce, îi răspundea mereu în doi peri când o întreba. La o creșă, sau poate doar asta își dorea. El lucra noaptea, pe vremea când mai lucra, paznic, pe vremea când încă era în puteri, pe vremea când încă nu se apucase de băut. În după masa aceea a oprit mașina în drum în claxoanele tuturor și a luat-o să o ducă el până în oraș. Acum își amintește, în seara aceea i-au și dat foc la mașină, trebuie să fi fost ultima dată când a folosit-o. A luat-o pe Marlena și la început n-au prea vorbit. I-a spus strada pe care să o ducă și numărul undeva în centru și pe măsură ce își făceau drum prin grosișul de mașini, a început să-și amintească ce era la adresa unde mergeau. O cunoștea prea bine. Era acolo de cel puțin 40 de ani, poate din totdeauna. Locuise și el, băiat orfan, în aceeași clădire impunătoare, cu curte interioară ca de palat, cu bare la toate ferestrele, de la parter până la etajul 5, cu sârmă ghimpată la poartă. Ce făcuse oare ca să ajungă acolo, nu mai știa, ce mai conta. Ce cauți acolo? O întrebă, parcă vorbind el cu el, nu cu ea, dezmeticindu-se prea târziu ca să mai tacă. Nu se cuvenea parcă să o întrebe. Li se aprobase cererea de locuință doar cu condiția să-și împartă căsuța cu poarta scorojită și petic de curte asfaltată în față. Dar așa sunt vremurile astea. Nu se cunoșteau. Erau doar doi oameni oarecare. Aveau noroc unul cu altul, curați, cu minți, tăcuți amândoi. Ea încă tânără, da. El bătrân, dar îi era dragă. Îi făcea de mâncare să aibă când se întorcea seara, uneori îi punea și masa. Pleca înainte să sosească, să nu simtă că trebuie să-i fie recunoscătoare sau să-l invite cu ea la masă. Am un băiat acolo, îi răspunse fără grabă, dar și fără întârziere. Sigur că un băiat, acolo erau doar băieți. Dar majoritatea erau băieți pierduți, nu băieți care aveau mamă ca și ea. Mamă care lucra, mamă care avea chiar și casă. Și ce dacă și-o împărțea cu un bătrân? Așa sunt vremurile astea. Mai are un pic și îi dă drumul, continuă ea, dând din cap, cu ochii feriți de soarele ce li se dezvăluise pe neașteptate drept în față. A lovit și el pe cineva și știi și dumneata cum e cu băieții. Dădu din cap bătrânul. O fi la fel și acum cu băieții ca și atunci, ce știa el. Când împlinește 18 ani, îi dă drumul. Așa e legea. A lovit pe cineva, repetă Marlena și dă din umeri ca să adauge fără vorbă că nu-i mare lucru, o nimica toată. Parchează și o întreabă dacă să o aștepte, dar ea îi mulțumește dându-și capul pe spate cum face ea și îi place lui, apoi iese și ia locul în coada de mame ce s-a format în fața porții cu sârmă ghimpată, așteptând ora la care încep vizitele. Și-o închipuie trecând pe lângă ghereta paznicului, traversând curtea uriașă, intrând prin ușa îngustă ce duce către sala mare, unde își așteaptă mamele cei programați la vizite. Nu crede să se fi schimbat ceva în 40 de ani decât poate scaunele, despre care auzea mereu glume de la cei din generația lui care primeau vizite, cum s-a rupt unul când s-a așezat pe el vreo mamă mai zdravănă, sau cum l-a ridicat unul dintre băieții mai supărați deasupra capului și l-a aruncat în geam. Sigur, acum scaunele sunt prinse în podea și geamurile nu se mai sparg.
El încă de atunci se gândea că așa ar trebui să fie. Mai bine ar fi așteptat-o. Mai bine nu s-ar fi întors înapoi acasă, n-ar fi lăsat mașina peste drum, n-ar fi intrat până la baba din față să vadă ce are pisica. N-ar fi ascultat bolboroselile ei despre copiii ăștia, ăia doi prost crescuți de peste drum. Mai bine ar fi așteptat-o să o ia acasă. Pentru că așa nu s-a întors până seara târziu. Știe că era noaptea lui liberă și a adus cu ea un bărbat. Un bărbat mai tânăr, așa ca ea, care n-a mai plecat. E un bărbat ca oricare altul, care o ține de mână și vorbește mult. Când îi întreabă cum s-au cunoscut, râd amândoi și nu-i răspund. Râde și el ce să facă. Dar bărbatul cel tânăr îi aruncă privirea ascuțită când nu e Marlena acasă și mormăie în jurături. Cu toate că el le face acum mâncare la amândoi și cu toate că tânărul ăsta cu geacă de piele nu pune niciodată mâna să facă ceva. Ce-ți mai face băiatul Marlena? O întreabă bătrânul uneori. Și ea dă din umeri, pune privirea în pământ și că bine, bine, foarte bine. Azi mâine îi dă drumul. A trecut deja un an din ziua când a dus-o să-l viziteze, deci nu i-au dat încă drumul. Când vine acasă băiatul ei? Se așează o tăcere incomodă pe care o sparge nou venitul. El tot nou venit îi spune, deși locuiește la ei de atâta timp. Taci, bătrâne, ce-ți trebuie ție un copil? Mai e loc în casa asta de încă un om? Fața Marlenei e tristă, dar nu spune nimic. Bătrânul se uită de la unul la altul. Ce poate el face ca să aducă băiatul Marlenei acasă? De ce nu-l vrea veneticul ăsta? Cum se bagă el între mamă și copil? Unde e băiatul? Tu ce vrei, Marleno? Se întreabă în gând, dar nu zice nimic. Bărbatul tânăr nu mai ține de mult de mână pe Marlena și nici nu-i mai zâmbește. S-a pus stăpân pe casa lor și cere mereu ceva, deși nu-i convine niciodată nimic. Marlena se chinuie să nu iasă din cuvânt, să-i facă pe plac, dar el e tot mai încruntat. De ce întârzie, cu cine a vorbit, unde sunt banii, banii ei. S-a pus stăpân pe ei, cum altfel. Bătrânul ar fi vrut să-i spună Marlenei încă de la început că așa va fi. Nu l-ar fi ascultat. E și ea tânără, a vrut să o țină cineva de mână, să o strângă uneori în brațe, să-i mângâie părul, să gângurească cu ea. O fi strâns-o ăsta vreodată în brațe, i-o fi mângâia părul? De tras de păr, l-a văzut că o trage. La început se mai ferea să nu-l vadă bătrânul, apoi nu i-a mai păsat. O împingea și în perete la supărare, dar pe bătrân amenințările îl speriau cel mai tare. Că bagă cuțitul în ea, că-i sparge dinții, el îl credea. Ea nu. Dădea din umeri când o întreba dacă vrea de la el ceva, să facă ceva. Zicea că nu-i chiar așa, că-i drăguț cu ea când sunt doar ei doi, că așa e el mai cocoș să nu creadă cineva că nu-i bărbat. Că are puța cam mică, adăugă ea în șoaptă cu ochii coteală, și deci de-aia mai face pe deșteptul. Dar nu i-ar face cu adevărat rău, de asta e sigură. Îi zâmbea bătrânul și îl privea în ochi ca să-l liniștească. Și băiatul tău, Marlena? Unde-i băiatul tău? Dar nu-i răspundea niciodată și nu-i plăcea că o întreabă, așa că n-a mai făcut-o. Dar băiatul ăla pe care nu-l cunoscuse niciodată, nici măcar prin vreo fotografie pe care s-o țină maică-sa prin casă, băiatul acela era mereu bătrânului în gând. Și Marlenei, cum să-și uite copilul? Băiatul lung, cu părul ca grâu răscopt și ochi ca mura, ochii ei. N-a avut noroc, l-au mutat din școală în școală, că-i prost, că nu poate. Băiatul ei cu suflet bun. De unde să fie deștept? De unde să știe ea să-l ajute, să-l ducă, să vadă lumea sau măcar marea, așa cum fac altele, chiar și în cartierul lor de periferie, odinioară scăpătat, în care acum se mută tot mai mulți oameni pe care se vede că știu cum să fie deștepți. Băiatul ei moale, la care îi plăcea să o mângâie, să-i stea în brațe până târziu, când era deja cu un cap mai mare ca ea. Care plângea la filme până îi pufnea pe amândoi râsul, pe vremea când erau doar ei doi. E un delincvent, doamnă, îi lovește pe cei mai mici. Dacă nu-l controlează dumneavoastră, o să-l controlăm noi. Nu i-a crezut. Ea îl cunoștea atât de bine. Avea vreo 12 ani când aduseseră trambulinele în fața alimentarei. Nu mai știe la ce sărbătoare. Ce s-a bucurat băiatul ei? Cât a mai sărit? Mai mult ca toți ceilalți, pierdut de plăcere. Până când i s-a încurcat între picioare un neatent, l-a lovit un pic din avânt, copilul a urlat și a chemat mama și a văzut băiatul scurgându-se în sine de grija celuilalt, sufocat de lipsa cuvintelor, neștiind cum să-și ceară scuze.
De până la urmă și ea și mama celuilalt au trebuit să-i spună de mai multe ori că nu-i vina lui, să-l consoleze. N-a fost bun de nimic băiatul ei câteva zile. N-a mai sărit niciodată pe trambulină. A început să-și ceară scuze pentru picioarele prea lungi, să stea chierci pe scaun, să nu ocupe loc, ca o fată. Dar cui să-i pese ce știe ea și cum să știe ea să le explice? L-au luat când i-a venit vremea, nici primul, nici ultimul din cartier. L-au dus în centru, au zis că-i dau drumul la 18 ani. Nu mai era mult. Când a luat pe bărbatul ăsta cu geacă de piele la ea acasă și l-a rugat să rămână, s-a gândit și că o să fie mai bine pentru băiatul ei să vadă de la cineva cum să fie bărbat. Că poate pentru că a crescut fără tată, nu se știe apăra și cade pe el vina pentru toate. Nu s-a gândit, că nu a învățat-o nimeni să gândească suficient de departe, nu s-a gândit că nu o să-i vrea băiatul, nu s-a gândit că o să se pună stăpân peste viața ei și o să-i dea afară copilul. Cine își poate închipui așa ceva? A zis, ești tânără, îți fac altul. Băiatul mare, nu mai are nevoie de tine. În casa asta nu intră un delincvent. Uneori viața ți-o ia pe dinainte, îi spune bătrânul, și vede și ea acum că așa e. La băiat i-au dat drumul și s-a pierdut. Dacă ea nu l-a așteptat afară, el cine știe unde s-o fi dus. Bărbatul o pândește să nu meargă să-l caute. O amenință. Dar unde să-l caute în orașul ăsta mare și tot mai de neînțeles? O așteaptă după colț când se dă jos din autobuz, ridică pumnul când crede că nu-l vede nimeni. L-a văzut într-o seară femeia aia dichisită ce își plimbă câinii pe strada lor. I-a căutat ochii Marlenei și ea i-a întors privirea. Între ele a trecut un soi de înțelegere. Apoi și-au întors una alteia spatele, femeia a băgat câini în casă, Marlena l-a urmat pe bărbat. Viața se scurge înainte, nici nu-și mai dă seama cum. Fără să știe ea, fără să știe nimeni, bătrânul îl caută pe băiat. Îl caută la periferia periferiei, îl caută în spatele tuturor gărilor, îl caută prin tramvaie, prin depouri, la margini de autostradă, se apucă să bea cu bețivii din centru, să-și facă injecții cu drogații din parcuri. Bătrânul îl caută pe băiat. Pe cine caută bătrânul și cum? Nu are nici măcar un nume, nici măcar o imagine cât de veche ca să știe că l-a găsit. Dar bătrânul caută, reconstruiește o poveste pe care nu i-a spus-o nimeni încă. O poveste care începe cu sfârșitul și merge înapoi spre început. Bătrânul învață să-și chiopăteze, învață să-i fie foame, învață limbile pe care și le vorbesc cei ce formează talpa marelui oraș, se amestecă printre ei, oricum nu le-a fost niciodată prea departe. Îi despărțea de ei doar un mic noroc, o casă pe care și-o împărțea cu o femeie curată și tăcută ca el. Bătrânul întreabă, bătrânul află, primește răspunsuri, privește într-o dimineață de departe băiatul care cu siguranță nu poate fi altul. Scrie adresa pe un petic de hârtie. Nu se gândește că Marlena nu se va bucura. Nu se gândește că nu va merge să-și ia băiatul acasă. Nu înțelege de ce nu se schimbă nimic, de ce Marlena trăiește mai departe la fel. Nu înțelege de ce găsește bărbatul într-o seară cu pumnul ridicat la ea, în mâna cealaltă un cuțit. De ce Marlena nu țipă? Se bagă între ea și cuțit. Dă în mine, mă, dă în mine! Și bărbatul dă.